poate Darius un an și ceva, nu? Un an și am venit aici la dumneavoastră și ori de câte ori am venit la dumneavoastră ne-am bucurat. Dar mă aduc aminte într-o zi, am ajuns aici ca așa seară și ne-a scos Darius în oraș, după care am mers înapoi la hotel, la cazare, ne-am pus și am dormit și am avut în acea seară, am avut o vedenie de noapte din partea Domnului. Și în acea vedenie se făcea că am intrat într-un templu și când am intrat în templu, era un templu foarte mare, 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 am urcat pe scările templului și când am ajuns la poartă, s-a deschis o poartă mare și când am intrat înăuntru pe ușă, erau doi bărbați, unul în stânga, unul în dreapta, a pus pe mine o manta și unul dintre ei m-a întrebat, uită-te prin templu, și m-am uitat. Și mi-a zis unul din acel bărbați, ce vezi? Și erau multe candele, dar erau stinse. Și a spus, Domnul, ce vezi? Și am zis, candele. Și cum sunt? Stinse. Sunt goale. Atunci, unul dintre acei doi bărbați mi-a dat o candelă aprinsă și mi-a spus în felul următor, du-te pe la toate candele stinse și reaprinde-le. Când am făcut primul pas, mi-a venit o cântare în alte limbi și parcă cântarea aceea a străpus tot templul acela, parcă se plimba acea cântare prin tot templul, după care vinea înapoi în mine, au rămas uimiți și acei doi oameni care erau lângă mine de acea cântare. M-am trezit, am spus și unul dintre frați la Zamfir, nu, era Laurențiu, am spus vedenia care am avut-o și până seara am uitat-o. Și seara când am intrat în biserică, acum 100% vă veți aduce aminte, seara când am intrat în biserică am început să cântăm, să ne rugăm, rugăciune, cântare, dar biserica nimic. Și am întrebat, Doamne, ce se întâmplă? Ce-s cu oamenii ăștia? Nici cântare nu-i mișcă, nici predica, nici rugăciunea. Și Domnul mi-a spus atunci, nu-ți mai aduce aminte de vedenia pe care ți-am arătat-o? Și am zis, da, Doamne. Și a zis, tu unde ai intrat astăzi? Ai intrat în templul meu. Și a zis, și mi-a arătat Domnul, uite, astea sunt candelele care sunt stinse. Vă aduceți aminte? Și mi-a arătat Domnul, ăla. Și mi-a spus Domnul așa, în seara aceasta vei merge în adunare, printre rânduri. Și peste care îți vor porunci eu să-ți întinzi mâna, îți vei întinde mâna. Și se va coborâ puterea mea, focul meu și se va umple de Duhul Sfânt și vor pleca plin de bucurie. O întrebare pentru cei care ați fost în acea seară, a fost așa? A lăsat Dumnezeu binecuvântarea Lui în acea seară? Ne-a umplut Dumnezeu? Dar ascultă ceea ce simt din partea Domnului să-ți vorbesc în această seară. Dumnezeu ne-a umplut în acea seară. Pe mulți, multe candele care au fost stinse, Dumnezeu le-a reaprins. Dar te întreabă Duhul Sfânt în această seară, nu cumva ai început să te stingi din nou? Nu cumva ai pierdut din unde lemn? N-ai vrea în seara aceasta să pleci plin? Nu cumva problemele, necazurile, greutățile, încercările te-au golit? N-ai vrea ca în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să toarnă unde lemn sfânt în vasul tău, să pleci plin de bucurie? Vreau să vorbesc din partea Domnului ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi spune să vorbesc în această seară și ne vom ridica și ne vom ruga. Mă rog în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să pună dragostea Lui în inima noastră. Oameni buni, frați și surori, ascultați și vă vorbește Domnul. Și pot să spun din toată inima, așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Zeporia farage de asemenea gradiot. E prezent Domnul în adunare. S-a coborât Domnul în mijlocul nostru. Dumnezeu stă de vorbă în această seară cu tine și îți spune, pune-ți viața în îndoială. De grabă împacă-te cu părâșul tău. S-ar putea ca într-o zi să te coaste lucrul acesta. Nu știu cui vorbește Domnul. Nu mai trăi în dușmănie și în ceartă cu nimeni.
că-ți spun în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, dacă vine Domnul la noapte și în inima ta e ură, invidie și dușmănie, nu vei avea parte cu Domnul. Zepradio șacara mana gradiat. Dacă în inima ta ai lăsat pe diavolul să arunce mizeria aceasta de ură, de invidie, de dușmănie, vreau să spun ceva în numele lui Iisus. Dacă la noapte vei pleca, nu vei vedea pe Domnul. Știți de ce? Pentru că așa vorbește Domnul, că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Zecobi arată așa grade vera la des. N-ai vrea ca în seara aceasta Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să-ți curățească vasul inimii tale? N-ai vrea ca în seara aceasta să pleci un om liber? Zecaria manio din fera pravdea. Știi ce vrea diavolul? Să pună ură între mine și tine. Să pună ură între mine și tine. Să pună ură între frați, între surori, să nu ne mai vedem unii pe alții. Dar Hristos nu la asta ne-a chemat. Știi la ce ne-a chemat Iisus Hristos? La dragoste, să ne iubim unii pe alții. Aseară am rămas uimit ceea ce am văzut împreună cu frații. Am rămas uimit ceea ce am văzut. Oamenii lui Dumnezeu, care de multe ori se ridică, predică, vorbește din cuvânt și ei se ceartă unii cu alții pe Facebook. Poate de multe ori se ridică și prorocește, dar ei trăiesc în dușmănie. Ascultă ce îți vorbește Domnul, fie că mă asculți acum pe live, fie că ești acolo unde ești, fie că ești aici în biserică. Dacă nu vei încheia cu lucrurile acestea, îți spun în numele lui Iisus Hristos, vei răspunde înaintea Domnului. Hristos vrea în seara aceasta să pleci un om liber. Hristos în seara aceasta vrea să pleci un om liber. Să știi că seara aceasta a pregătit Iisus Hristos special pentru tine. Eram la media și acolo și, așa cum v-am spus, două familii, nu erau țigani, erau români. Am rămas uimit. Mă păreau că se înțelegeau foarte bine în biserică. Nu m-am dat seama. Ei, dar ei s-au întâlnit în biserică fără să știe unul de altul. Și când Dumnezeu le-a vorbit în acea seară, și ce-au făcut? S-au ridicat în picioare. Am rămas uimit. Și s-a dus și s-a ciurt iertare unul de la altul. Ascultă ce îți vorbește Domnul în seara aceasta, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă crezi că fratele tău are ceva împotriva ta, nu tu să mai ai împotriva lui. El să aibă ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te de te împacă cu fratele tău. Du-te de te împacă cu părâșul tău. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să pună în inima ta dragoste. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să toarne dragoste în inima ta. Să ne iubim unii pe alții. Nu să ne urâm unii pe alții. Haideți să nu luăm rugăciunea lui Iosua, cât despre mine, eu și casa mea, alții meargă în iad. Nu! Hristos ne-a chemat să ne pese unii de alții. Așa e, frate Bolex. Hristos ne-a chemat să ne iubim unii pe alții. Hristos ne-a chemat să ne ajutăm unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții, nu să ne împușcăm unii pe alții, să ne dușmănim unii pe alții. O, Doamne, pune în seara această dragoste care a pus-o în David și Ionatan în inimile noastre. Doamne, pune dragostea ta în inimile noastre care a pus-o în inima celor doi frați, Ioab și Abishai. Să ne iubim așa cum s-au iubit acești doi frați. Erau în mijlocul luptei, în mijlocul războiului. Spune că Hanun a venit dintr-o parte să-i bată sirenei din cealaltă parte și ei au căzut la mijloc. Și când a văzut Ioab lucrul acesta, a spus: Abishai, face ceva, împărțim armata în două tabere. Tu vei merge și vei bate cu Hanun, eu mă voi întoarce, mă voi bate cu sirenii. Dacă Hanun va fi mai puternic ca tine, vii și mă ajuți. Dacă sirenii vor fi mai puternici ca mine, voi veni și te voi ajuta. Noi nu ne vom lăsa unii pe alții, noi suntem frați. Și chiar dacă am căzut acolo la pământ, merge și ne ridicăm cu Duhul blândeții, pentru că în noi și prin noi curge acela sânge, sânge de Fiul de Dumnezeu. Jepradio di keramania gradias. De multe ori ne ucidem unii pe alții cu cuvinte, de multe ori ne ucidem unii pe alții cu vorbe, dar Hristos în seara aceasta îți vorbește, așa îți vorbește Domnul, haide să ne iubim unii pe alții, nu să ne împușcăm și să ne dușmănim unii pe alții, ne ridicăm în picioare. Nu știu cui a vorbit Domnul seara aceasta, dar poți în rugăciunea aceasta să vii: Doamne, curățește-mi vasul inimii mele, aruncă tot ce-i murdar din inima mea, Doamne. Doamne, dacă până astăzi l-am avut în inima mea, dacă până astăzi n-am putut să-l iert, astăzi vreau să plec un om liber. Câtă vreme am tăcut, spunea David, mi se tupeau oasele de gemetele mele necrumate, atunci s-a mărturisit tot păcatul meu.
De multe ori venim și mărturisim doar câteva păcate, dar ăla care noi îl iubim mai mult, îl ținem acolo, ura aia. Parcă nu vrem să ne debarasăm de ea. Dar spune David, m-am mărturisit totul. În rugăciunea aceasta poți totul să mărturisești, Doamne. Să spui, Doamne, curățește-mi inima mea. Curățește-mi vasul inimii mele, Doamne. Și vreau să plec un om liber. Și dacă vei face lucrul acesta, vei pleca un om liber. Toată biserica intrăm în rugăciune. Zecobia racadio shakia radia sadia. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, suntem la dispoziția Ta în seara aceasta, Doamne. Spală-ne în sângele Tău, Doamne. Sfințește-ne, curățește-ne, Doamne. O, poți să vorbim în alte limbi, Doamne Iisus. Putem predica, Doamne, putem proroci, Doamne Iisus. Putem să facem vieri din morți, Doamne, dacă nu avem dragoste, Doamne. Degeaba, Doamne, degeaba. Zicom era paria de asaria de gragadias. Doamne, alungă, Doamne Iisuse, ura din inima mea, invidia, dușmânia, Doamne Iisus. Și fă-mă, Doamne, să iubesc așa cum ai iubit Tu, Doamne. Zepramana gradia saria gadias. Dragoste este împlinirea legii. Zecario ramana gradias. Atunci când iubești, ai împlinit toată legea și proroci. Se crama în gradio din fera praia, din fera badias. O, Doamne, pune dragostea Ta în inima noastră, Doamne. Doamne, de multă vreme și de multe ori diavolul aruncă în inima noastră, Doamne Iisus, această sămânță urei, invidia, dușmăniei, Doamne Iisus. Dar vrem ca în seara aceasta să fim liberi, Doamne. Vrem, Doamne, să plecăm oameni liberi din locul acesta, Doamne Iisus. De multe vreme, Doamne, păcatul acesta parcă mă ține, Doamne, gârbovit, Doamne Iisus. De multe vreme poate nu mai ai putere să faci nimic, să te rogi. Un lucru care te ține acolo, te apasă. Scapă-te de el în seara aceasta. Și simt din partea Domnului să spun, lucrul acesta care te apasă de multe vreme este neiertarea, nu mai poți să ierți, nu mai poți să iubești. Doar după buză spui pace, dar inima ta știe Hristos și zipradio di keramania ne paria de fare de gada. Pleacă un om liber în seara aceasta, pentru că Hristos ne-a făcut liber într-o zi la Golgota. Dar ai devenit iarăși rob ai păcatului. O, shakara manaria da balas. De-aia a spus Mântuitorul Iisus Hristos, dacă veți rămâne în adevărul meu, adevărul meu vă va face slobos, liber. Jecradia de agadeas. Rămâi în adevărul lui Iisus, pentru că în adevărul lui Iisus Hristos este dragoste. Pentru că însăși Iisus Hristos este dragoste. Și la asta ne-a chemat Iisus. Cea mai mare poruncă, spunea Iisus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubesc eu. Doamne, și pe acel care mi-a făcut rău, da. Și acel care a mâncat cu pietre în mine, da. Și acel doare care m-a bârfit, Doamne, când eu îl binecuvântam, da. Zicrabea nagadias. Și acei, Doamne, care le-am făcut eu bine, Doamne, ei mi-a aruncat totdeauna ură, Doamne, și invidie, Doamne Iisuse, și vorbe urâte împotriva mea, da. Că și eu am făcut bine multora și pe cruce m-am rugat pentru ei, iartă-i, că nu știu ce fac. Zicrabea nagadias. Și rostim rugăciunea Tatăl nostru. Și când ajungem acolo și spunem, Doamne, așa să mă ierți Tu pe mine cum îl iert eu pe române. Și eu, dacă nu-l iert, am pretenție ca Dumnezeu să mă ierte pe mine. Singur ne legăm cu cuvintele noastre. Și așa să mă ierți Tu, Iisuse, pe mine cum îl iert eu pe El. Și dacă Tu nu ierți, nici Dumnezeu nu te va ierta. Dar în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, Tată, vrem să plecăm liberi. De aceea îți mulțumim, te binecuvântăm și te onorăm pe Tine, Tată, în numele Domnului Iisus și puterea Duhului Sfânt. Amin.